Coada șuricelului este o plantă care crește în mod spontan pe margine de drum, în luminișuri de pădure, pe pajiști înierbate. Căutați locuri curate, fără praf și cât mai puțină poluare. Culegeți aceste plante pentru că ajută în tratarea diferitelor boli. Și mai ales sunt parte din natură, sunt sănătoase și sunt gratis. De ce nu? Culegeți și voi, uscați-le și preparați ceai din coada șuricelului. În grădină este destul de mult coada șuricelului, așa că am să culeg și am să pun la uscat pentru ceai. Este o plantă foarte bună pentru ceai. Culeg numai partea superioară, unde se află inflorescența. Știu că tulpinele sunt cantari. Am cules florile de coada șuricelului și acum le voi toca. Cu tulpin cu tot. Am terminat de tocat florile de coada șuricelului. Le pun în această lădiță și le las în casă, la loc răcoros și umbros, să se usuce. Sunt foarte bune pentru ceai, pentru diverse afecțiuni. Căutați pe net afecțiunile care pot fi tratate și ameliorate cu ceai din coada șuricelului. Le-am adus în casă. Aici va rămâne lădița timp de o săptămână, până când florile vor fi complet uscate. Sunt flori curate și foarte bune pentru ceai. Am revenit după o săptămână, florile noastre de coada șuricelului sunt perfect uscate. Le strâng și le pun la păstrat
într-o pungă din hârtie. Până data viitoare, numai bine!